Și primarul Galațiului, Ionuț Puchianu, și președintele Consiliului Județean Costel Fotea sunt în primii din România în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Pentru că s-au ocupat, au făcut proiecte, proiectele au fost bune, au câștigat finanțări europene și dacă vedem transformarea municipiului Galați, dacă vedem transformarea județului Galați, este pentru că aceste lucruri s-au întâmplat. Faptul că am băgat la N plus 3, ca să existe o perioadă, exercițiile financiare sunt un număr fix de ani, și am băgat la început N plus 1, adică să mai fie o prelungire de una, după N plus 2, după am mers la N plus 3, astfel încât să fim siguri că toți banii care sunt bani europeni alocați pentru România, apropo de asta, că sunt unii care spun că Uniunea Europeană e rea, că Uniunea Europeană este un lucru care trebuie să scăpăm de ea. Fără banii de la Uniunea Europeană nu se făcea nimic. Uitați-vă că în Galați 90% din investiții sunt făcute în exclusivitate cu banii europeni. Că vorbim de școli, de spitale, că vorbim de drumuri, că vorbim de apă, de canalizare. Nu există ca să avem o componentă de 90% din finanțare europeană. Iar pe județul Galați, cred că spunea domnul președinte Fotea, a depășit, în acest moment avem peste 3 miliarde și ceva de euro investiții. Deci fără precedent. La fel și la municipiul Galați. Sumele sunt absolut foarte mari, pentru că și nevoile noastre au fost foarte mari. Localității Galați cu apă și canalizare, cred că erau vreo 4. Acum le număr invers. Câte au rămas, nu și-au terminat încă lucrările de apă și canalizare. Le numeri pe degete. În Galați, erau, nici conducte nu mai existau în municipiu. Deci erau de la pământ, că erau de 100 și ceva de ani conductele vechi. Și, în practic, fierul, fonta de ce erau făcute, nu mai exista. Apa mergea prin pământ. Deci s-au făcut lucrări absolut de anvergură, dar cu foarte mulți bani.